văzut-o, stai așa. Tuto, tuto, tuto. Doar trei persoane. Mai avem alt timp de mai aducem de la Bala de Bărbești. Deci urmează să ne întâlnim la turn și apoi la hotel. Bine, ok. La zi, pa. Să mergem undeva mai ferit? Da ce? Da ce? Cum a fost drumul până la Giurgiu? Salutare! A fost foarte frumos, ne-a plăcut mult, am pornit ieri din Călăraș. Noi reprezentăm un grup din cele 8 care participă la turul de investigare a Dunării. 4 grupuri am pornit din Călăraș, alte 4 au pornit din Oravița. În același timp, timp de 6 zile, practic, ne apropiem către punctul de întâlnire, care este Portul Cultural Cetate. Și de ce ne-a plăcut atât de mult? Pentru că am întâlnit oameni foarte frumoși, ne-am întâlnit cu alții cicloturiști de cursă lungă, veniți din Germania și am schimbat impresii și ne-am povestit și am adunat informații. Noi vrem să investigăm practic diverse alternative de traseu din zona Dunării, să adunăm informații legate de obiective turistice, de puncte de alimentare cu apă, de unde poți să mănânci un fruct de la om din curte și așa mai departe, lucruri până la urmă foarte simple, dar care sunt interesante pentru cicloturiști. Până la urmă am văzut că sunt și din Bulgaria băieți. Da, suntem, avem un parteneriat, suntem noi de la Cycling Romania și Asociația ROI și pe de altă parte sunt cei de la Asociația Veloruse, care ne sunt parteneri în proiect, suntem 16 români, 16 bulgari în total. Și ne înțelegem foarte bine, ne-am bucurat foarte mult de felul în care a început colaborarea asta și te coviști că putem să continuăm mulți ani de acum înainte în felul ăsta. Să vă întreb cum sunt drumurile în zona asta de sud, atât în Călăraș cât și în județul Giurgiu, drumul propriu zis. Giurgiu, București arată bine, dar celelalte? Păi o să vă zic ce mi-a spus bun german pe nume Herman, cu care m-am întâlnit ieri și mi-a spus că în România a întâlnit drumuri foarte bune. Și el a făcut toată bucata românească de-a lungul Dunării. Deci îi dau crezare pentru că a parcurs mai mulți kilometri decât noi până acum în proiect. A zis că sunt drumuri chiar mai bune decât în Ungaria. Și noi ne-am bucurat de drumuri ok până acum. Dar avem grupuri care au mers și pe off-road, au mers pe drumuri pietruite, drumuri mai puțin ok. De ce? Pentru că există gusturi diferite pentru fiecare. Deci unii chiar vor dori să aleagă din când în când variante de drum pietruit pentru a ajunge la Dunăre, pentru a vedea un sat mai izolat și așa mai departe. Puteți să vă țineți de cuvânt să spuneți și să terminați în timp util acel portal. Finalitatea acestor investigații de care spunea această cartografiere este acel portal în care fiecare o să vadă aceste zone turistice, trasee, chestii interesante.
Cu siguranță, acesta este obiectivul nostru în acest proiect, să adunăm informații și apoi să o împărtășim tuturor, să atragem românii către forma aceasta de turism, să promovăm cicloturismul în România, pe de o parte, pe de cealaltă parte, să promovăm România ca destinație foarte bună de cicloturism la nivel mondial. Și credem că prin acest portal și prin informația pe care o să adunăm an de an, și nu doar noi, o să antrenăm și, până la urmă, comunități de cicloturiști, credem că prin această modalitate vom reuși să atragem atenția și interesul cicloturiștilor în România. Ultima întrebare, văd că ești echipat corespunzător, să zic așa, și cu toate astea e o bicicletă simplă, nu cred că e ceva de 1000 de euro. Până la urmă e un preț ieftin, să spunem, cicloturismul este ieftin și până la urmă ai ce învăța din el, nu? Este, a zice, costuri moderate, nu neapărat ieftine, pentru că necesită, mai ales dacă faci cicloturism, să zicem, de distanțe mari, cursă lungă, ai nevoie și de un echipament care să nu te lase exact în lumea mai dragă. Bicicleta asta, spre exemplu, a costat 300 de lei. Nu înseamnă că toate trebuie să fie așa, dar trebuie să fii atent atunci când îți alegi echipamentul. Cu siguranță nu trebuie să fie cel mai scump din magazin ca să poți să faci forma asta de turism. Deci chiar poate să fie, la un moment dat, low cost, se va amortiza, pentru că mergi numai cu bicicleta, nu prea ai alte costuri. Și îi invit pe orice iubitor ar acestei forme de să încerce, dacă este curios, măcar să încerce pe distanțe mai scurte și să vadă că va obține satisfacție. Cum au reușit cei din Giurgiu să se mobilizeze? Am înțeles că v-ați întâlnit la Daia în frunte cu domnul Jipa, care e veteranul ciclist din cred că nu doar din municipiu, din zona de sud a României. Păi ne-a bucurat foarte mult pentru că au fost deschiși către a ne întâmpina. Am beneficiat de sprijinul mai multe ONG-uri și oameni pe care am avut plăcerea să-i cunoaștem între timp și cumva ne-au sprijinit prin promovare. Și contează foarte mult, în primul rând, pentru viitor, adică să ne cunoaștem, să ne facem, să devenim prieteni și pentru ediția următoare a turului de investigare a Dunării să fim în aceeași echipă, de ce nu? Plăcere. Have an interview. Cu el. Pentru să poșim, să prestăm. Okay. First time your name and the location. We are from Russia, I guess. My name is Milen. I am from Russia near to Giurgiu. And you? Hi, I'm Yavor. I'm from Bulgaria. I'm also from Russia. How was the road on the cycling? Today road is very beautiful, not problems. Yesterday the road is very bad because only for extreme maniacs. In Bulgaria are many people who play on bicycle, isn't it? Not many, not like Europe, like Scandinavian, like England. But from Giurgiu, people from Giurgiu come to Ruse to on bicycle. Are some people from Giurgiu? But I every month go to the Giurgiu for shopping, for visit. But not furniture, with bicycle. How about this project with the Romanian? About 7 days. 7 days from west and from east, two groups. And two groups meet in Cetate, near Calafat. Bulgaria have some projects. This is a Romanian project, but in project 50% Romanian and 50% Bulgarian. Thank you very much and good luck. Yes. Good luck. Thank you. Bye bye.
deranjăm. Genul ăsta, adică e clar că abordarea nu e alta, pur și simplu, mediu. Și am întrebat pe cineva, au zis, dar știți cumva care e proprietarul Livin? Am ajuns la Omnea, Ion era, care tot mai culesese pierd și ne-a zis, nu-ți, domne, de aici. Și mi-a dat o găleată prin eu, că mi-a zis, nu-ți, de aici.